Peinica nostra acordeón. Este gata peinica, ia uitați cum arată. Este gata. Vedeți? Așa. A venit momentul mult așteptat să o rupem, să vedem cum arată. Ia uitați, un deliciu. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia Bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom prepara un aluat moale, pufos, cu lapte, cu ou, cu unt și îl vom umple și vom face o pâinică în această tavă. Deci are Și vom avea dimensiuni nevoie de 500 de grame de făină cernută, apoi drojdie, 10 grame de drojdie uscată sau 25 de drojdie proaspătă. Apoi vom avea nevoie de o linguriță de zahăr, un ou. Vom avea nevoie de 50 de apă, apa să fie călduță, așa, 150 de lapte, 50 de unt, un praf de sare, așa că le-am încurcat, deci un praf de sare, și 60 de ulei. Și apoi vom umple această pâinică cu sălămior. Aici am circa 130 de grame. Și prânzică Philadelphia sau o prânzică cremoasă de care aveți voi în casă. Și să începem. Bună ziua, Monica! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Să începem. O să începem prima dată cu drojdia, să o hidratăm. Așa. Și cum am spus, eu am să pun astăzi drojdie uscată, 10 grame, sau puteți pune și 25 de grame, un cubuleț de drojdie proaspătă. Și vă uitați pe pachetel și drojdia uscată se poate pune direct în făină sau cum am eu astăzi, dizolvată în apă, cu puțin, în apă călduță, cu puțin zahăr, cu o linguriță de zahăr. Și o lăsăm circa 5 minute, 10 minute să se activeze, să se dizolve. Așa. Și acum voi da deoparte ingredientele noastre și să începem așa, puțin câte puțin cu fiecare. Și vom avea nevoie pentru prima dată de un vas unde o să punem apa noastră, deci 50 de apă, apa să fie călduță, cu zahărul, o linguriță de zahăr. Așa, și cu drojdie. Și amestecăm așa bine. Și o dăm așa deoparte și o lăsăm să se activeze. Și între timp ne preparăm celelalte ingrediente. Să-i pun așa un căpăcel și dăm drojdia deoparte. Și acum am să dăm și sălămiorul și cu Philadelphia, cu brânzica deoparte. Și acum într-un vas vom amesteca oul, sarea, cu laptele. Și laptele este călduț. Și amestecăm așa. Bine, să se topească sarea. Și vom adăuga și untul. Eu l-am topit. Așa. Și l-adăugăm așa pe tot aici.
rămas făina, uleiul și drojdia, care trebuie să se topească, să se activeze aici. Mai învârtim așa în drojdie. Și cât se face drojdia, noi o să tapetăm tava noastră. Și le dăm deoparte. Pe toate. Aici am hârtie de copt, un cuțitaș și tava noastră. Și acum o vom unge cu puțin ulei. Pe toate părțile. Deci are 27, 11 și este înaltă de 8. Așa. Și acum mângem așa bine. Să încercați acest aluat, să vedeți cât de bun este. Este bun, bun, bun. Puteți face și colaci. Și tot ce doriți puteți face cu el. Și colacii, să vedeți ce bine și ce bine se împletesc colacii. Sau pâinea împletită. Și chifle. Și chifle umplute. Așa. Am uns. Acum să ne măsurăm foița noastră pentru tavă. Tăiem. Măsor aici. Așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa, ne pregătim tava. O să pun aici. Așa, și pe latura să punem așa. Puțin ulei așa pe margine, să se lipească bine hârtia. Și am pregătit tava, vedeți? Am tapetat-o așa bine. O puteți tapeta și cu făină. Am tapetat tava. Și acum dăm deoparte și să vedem drojdia cum arată. Așa. Vedeți că s-a topit? Așa, a început să facă spumică. Deci așa, trebuie să facă spumă. Și acum
Avem ouul cu untul, cu sarea, cu laptele aici. Am să adaug câte puțină făină, așa mai întâi puțină. Și adăugăm și drojdia cu zahărul și cu apa. Așa. Și amestecăm bine aici toate ingredientele. Cu puțină făină și apoi făina o adăugăm după aceea treptat. Așa. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase și nu numai. După ce terminăm de pus în tavă și lăsăm la crescut, am să vă arăt săpunul, o să-l scoatem, săpunul de ieri, făcut cu mentă, și să-l scoatem din forme, să vi-l arăt cum a ieșit. Și apoi îl punem într-un loc întunecos, într-o cutie și îl dăm pentru circa o lună, 40-60 de zile să se usuce și apoi îl putem folosi. Așa, amestecăm așa bine și după aceea adăugăm restul de făină. Adăugăm făină treptat. Și la urmă frământăm puțin cu mâna aluatul. Astăzi am să fac această pâinică, un fel de pâine aperitiv. Și am să o numesc pâinică acordeon. Aperitiv acordeon. Am să o fac așa ca un acordeon. Așa. Mai adăugăm puțină făină. Și cred că putem începe să frământăm și cu mânuța. Așa. Și acum incorporăm bine toată făina. Mai dau puțină. Să-mi lăsați mesaj în comentarii ce rețete ați dori să facem. Ce fel de rețete, dulci sau sărate. Chiar și săpunuri și tratamente pentru păr, dacă doriți să le facem în direct. Așa.
Și meniu pentru dietă, dacă doriți. Cum știți, o parte dintre voi, eu am slăbit de anul trecut 10 kg. Și o să mai slăbim încet, încet. Nu este ușor. Este foarte greu de slăbit, dar noi încercăm. Facem tot posibilul. Și să știți că am încercat să mănânc cât mai sănătos. Am schimbat ora de masă de seară și aici a fost primul pas pe care l-am făcut ca să slăbesc. Deci s-a văzut imediat diferența. Așa. Și acum să băgăm toată făina în aluatul nostru. Dacă vedem că este prea tare și nu intră, este de ajuns cât am pus. Așa. O să punem și uleiul. Uleiul îl punem la urmă. Așa, ia să vedem. Cred că este de ajuns atât. Eu aici am avut 500 de grame de făină. Asta văd că nu a intrat toată, dar o să încercăm să punem câtă este nevoie. Așa. Și acum, am să o cântăresc și am să vă spun cât mi-a rămas. De obicei îmi intră 500. Acum depinde și de făina pe care o avem. Care este mai uscată, mai umedă. Așa. Și acum adăugăm puțin câte puțin uleiul. Așa. Încet, încet. Până îl incorporăm bine, bine, bine pe tot. Și cu răbdare facem totul. Apoi o să umplem pâinica, să o umplu cu sălămior, cum am spus, și cu brânzică cremoasă. Eu astăzi am să folosesc Philadelphia, dar puteți umple și cu sălămior și cu cașcaval. Așa. Sau cu ce doriți. Așa. Mai adăugăm încă puțin ulei. Și o frământăm bine, bine, să avem un aluat lucios, fin, elastic. Așa, nu vă grăbiți. Dacă credeți că nu aveți timp, aluatul puteți face mereu seara și îl lăsați peste noapte în frigider. Și la prima oră, când vă treziți dimineața, îl scoateți și îl lăsați la temperatura camerei. Și lui între timp crește și după aceea îl puneți în tăvi. Puteți face și cu pâinica, cu aluatul de pâine și aluatul de cozonac, cu orice fel de aluat. Când nu aveți timp. Buongiorno, Saverio, grazie! Oggi facciamo il pane. Un pane tipo fisarmonica ripieno con salume e la Philadelphia. Oggi voglio provare. Așa, mai adăugăm puțin ulei. Avem prieteni în toată lumea. Și cum foarte mulți dintre noi lucrăm cam peste tot în lume, cunoaștem foarte multe limbi, și franceza, și engleza, și italiana, și spaniola, și germana. Ne-am răspândit peste tot. Sì. Faccio un
impasto con 500 grammi di farina, però a me è entrato 450-460 di farina, 10 grammi di lievito secco, un cucchiaino di zucchero, 50 di acqua, un uovo, 150 di latte, un cucchiaino di sale e 60 di olio. Aceste sunt ingredientele, să le spunem și în română. Deci am pus, deci intră de obicei 500 de grame de făină. Astăzi mi-a intrat cam 450-460 de făină și am pus 10 grame de drojdie uscată, dar puteți pune și 25 de grame de drojdie proaspătă, o linguriță de zahăr, 50 de apă călduță, un ou, 150 de lapte, 50 de unt, o linguriță de sare și 60 de ulei. Și acum frământăm cu uleiul și după aceea o să dăm forma la făinica noastră. Așa. Adăugăm pe tot și dăm deoparte. Și facem așa, frământăm încet, încet și cu răbdare. Eu am să pun în tavă. După ce o să dăm formă la pâinica noastră, eu am să o numesc pâinica acordeon și este o pâinică umplută, o pâinică tip aperitiv, umplută cu salam și cu prânz de Philadelphia, eu umplu astăzi. Așa. Așa, și acum o să o pun pe un fund. Să dăm deoparte de aici. Așa. Am revenit, mi-am clătit puțin mânuțele. Grație, Saverio, grație. Așa. Și acum punem așa pe un fund, o să punem aluatul nostru. Și-l punem așa aici, pe fundul nostru. Și-l mai frământăm încă puțin. Așa. Vedeți consistența la aluat? Cum este? Este fină, fină. Așa. Și după ce o să punem în tavă, o să lăsăm la crescut și apoi o să dăm la cuptor la 190-200, circa 10 minute și după aceea lăsăm la 180 de grade și lăsăm încă vreo 40 de minute, 30. O să încercăm cu o scobitoare, o să verificăm aluatul.
mai și batem de masă. Îl batem și îl împăturim. Aluatul. Așa. Să încercați cu acest aluat și pâine împletită, să faceți pâine împletită, să vedeți ce bine este. Și acum continuăm. Continuăm să batem aluatul. Și îl mai frământăm. Așa, vedeți? Eu îl prind și îl dau... Îl împăturesc, îl trag așa cu degetele și apoi, ca și cum n-aș împături. Așa, vedeți cum arată? Așa arată aluatul. Îl mai batem puțin și îl lăsăm. Așa. Deci eu o rețetă am să specific, în loc de 500, astăzi mi-a intrat doar 400, am să cântăresc făina care mi-a rămas. Deci să o puneți treptat, treptat, nu o puneți pe toată deodată. Eventual mai adăugați puțin lapte. Așa. Și acum... Eu am aici acest sălămior, vedeți? Tăiat deja feliuțe și am să pun în fiecare strat câte o felie de sălămior și am să ung și cu puțină cremă Philadelphia. O să o pun într-un... într-un vas. Aici am circa 200 de grame. Așa. Și aici am 12 felii de salam și am să part aluatul în 12. Încercăm să le facem cât de cât egale. Așa. Acum. O să le pun așa pe o hârtie. O să dau aici să le iau de deoparte. Așa.
și tragem așa de desubt. Și punem aici. Și dăm forma la biluțele noastre și după aceea o să punem să luăm iorul. Întindem fiecare biluță. O strângem și îi dăm această formă rotundă. Deja se simte aluatul că a început să crească. Așa, și le punem așa aici. Schimbăm cu prima. Și acum o să întindem aluatul. Îl putem întinde și cu sucitorul dacă dorim sau cu mâna. Așa. Așa, ia să vedem. Și o să punem așa, să vină așa cât o felie de sălămior aici. Am să pun și puțină Philadelphia peste. Sau puneți orice fel de brânzică aveți în casă. Așa, vedeți? Și am făcut. Și acum fiecare... Bună, Sidonia! Așa, și acum fiecare feliuță, eu am să o așez așa aici, în... așa, să închidem așa bine. Și o așezăm aici, în tava noastră. Dar eu am să le pun una peste cealaltă și după aceea am să răstorn. Am să vă arăt cum fac. Așa. Și acum luăm alta și o întindem. Putem întinde și cu sucitorul dacă dorim. Ia să întind cu sucitorul. Am să le pun așa pe toate aici, pe farfurie. Așa. Și să întindem așa cu sucitorul. Așa. Putem și plia.
Îți pune și câte o felie de cașcaval peste. Sau puteți umple și cu spanac, cu ce doriți, cu spanac, cu urdă, cu broccoli, cu ce doriți puteți umple. Ia să trag așa mai întâi. Important e să închideți bine. Așa. Și o punem peste. Aici. Și luăm alta. Aceasta este cam mare. Așa, îmi place mai mult așa, în mijloc. Și încet, încet și cu răbdare. După aceea am să public și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate, această rețetă. Să fie acolo. A luat-o deja rețeta, a luat-o și aveți pe canal. Așa. Și o punem aici peste. Deci le punem așa toate, una peste cealaltă. Și după aceea răsturnăm și punem mântaua. Așa, ia să întindem. Facem mai repede cu usucitorul. Și întindem așa. Și punem altă feliuță de sălămior. Și întindem. Întindem așa bine, 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 bine. Și după ce punem în tavă, lăsăm la crescut. Lăsăm puțin să crească și apoi dăm la cuptor. Și... așa, tragem așa de aici, dintr-o parte și din alta și închidem, ca și cum am face brânzoaicele. Așa. Și punem aici peste, vedeți? Așa. Le putem unge și cu unt dacă dorim, dar eu le las așa. Deja am pus destul și unt și ulei în interior. Așa. Punem feliuța de salam. Brânzică. Să-mi lăsați mesaj ce doriți să mai facem împreună și de unde mă urmăriți. Sidonia mi-a spus că mă urmărește din Arad. Eu vă pregătesc bucate gustoase din Roma, dar să știți că eu sunt din Iași, sunt din Moldova, din Iași, ieșeancă. Și cu ocazia aceasta salut toți ieșenii și să vă salut. Toată România vă salut. Vă pup și vă iubesc pe toți. Să știți că sunt foarte mândră că sunt româncă. Pe unde am fost și aici, la toată lumea le arăt și le prepar din bucatele noastre. Din bucatele noastre bune și gustoase. Așa.
punem aici deasupra. Am făcut un turnuleț. Așa, mai avem două și am terminat. Punem în tavă, dăm la cuptor, mai întâi lăsăm să crească și apoi am să dau la cuptor la aproape 200 de grade, circa 10 minute și după aceea dau la mic, la 180, până se face. Așa. Și imediat după aceea vă arăt și săpunul, să-l scoatem din formă împreună, o să strâng tot de aici și să vi-l arăt să-l scot din formă. Și săpunul trebuie lăsat circa 40 de zile să se usuce, ca să-l putem folosi pe corpul nostru. Săpunul cu mentă. Așa. Mai facem încă una și am terminat cu pâinica noastră. Așa. Atât. Dăm deoparte. Mai punem puțină brânzică. Închidem. Închidem așa, încet, încet. Vedeți că aluatul din ce în ce este mai elastic. Așa. Și punem așa aici. Și acum am tava mea și am să răstorn totul așa pe parte. Încet, încet. Așa. Și am să pun totul așa aici. Ia să vedem dacă se dezlipește. Așa. Încet, încet. Acum să le dăm. Așa. Să mi le separ. Așa. Și voi lăsa așa. Ia uite. Așa le voi lăsa, vedeți? Și voi lăsa la crescut. Am să acopăr, așa, am să pun această foaie deasupra. Și am să dau pe parte să crească aluatul. Deci până ajunge sus, aici. Așa. Am revenit. Ia uitați pâinica noastră cum a crescut. Așa, acum ungem cu gălbenuș de ou. Vedeți? Așa. Aici am un gălbenuș. Și ungem cu gălbenuș pe toată suprafața. Așa.
vedeți? Și acum dăm la cuptor. Pentru circa 40 de minute. Aici avem pâinica noastră. Ia uitați, este gata. Așa. Și acum să o scoatem din formă. Încet, încet. Așa. Ia uitați-o cum arată. Așa. Pâinica noastră. Ia uitați cum arată. Așa. Pâinica aperitiv. Așa arată, este gata. Este fierbinte. Am scos-o și am lăsat-o puțin să se mai răcească, ca să o pot ține în mână. Așa, vedeți? Cum arată, cum a venit? Așa arată pâinica. Pâinica umplută. Încă este fierbinte. Așa. Aici avem feliuța de salam. Vedeți? Cu Philadelphia. Am să mai rup o bucată ca să vedeți cum că este caldă, caldă, caldă. Ia uitați, iese abur. Așa. Este fierbinte, fierbinte. Un deliciu. O lăsați să se răcească și după aceea o tăiați. Un deliciu. Să gustăm, să gustă așa din un colț. Ia uitați-o. Așa arată. Ia uitați salămiorul. Aici cu brânzica. Vedeți? Așa arată și pe fund, pe spate, pe... Încă este fierbinte. Ia uitați. Ea trebuie lăsată să se răcească puțin sau o mâncați pur și simplu fierbinte. Vedeți? Cu salămior este plină. Este fierbinte. Este o bunătate. Ia uitați cum arată. Vă pup, multă sănătate, la revedere și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Vă îmbrățișez și vă pup dulce. O zi frumoasă în continuare. Pupici, multă, multă sănătate. La revedere!